să facă comerce acolo la noi, la Ietes, la spital, o adus acolo pentru pochii ăștia, le-au dat, au loc acolo, le-au dat tăți și lui nini și naiba știi tăți, înțelegi, dar au adus aparatul ăsta pentru, a apărut aparatul ăsta ca să facă cu virusul ăsta, să te facă la ăștia, să-i pregilească, înțelegi. Au de-am vă două săptămâni de când au adus aparatul, dar nu le-au adus tubușoarele și ele acolo și nu șede nimeni, până în prezent nu le poate să le facă nimeni, înțelegi? Dar pe unde ești? La care spital? În sat sau în Chișinău sau la Raional din Iedniță. La Iedniță Raional, ok. Spitalul Raional din Iedniță. Și ia ca aici și m-au rugat oamenii și ei să sun. Și am încercat ieri să sun și nu pot grăi cu nimeni. Și am zis că măcar să grăiesc cu Cornelia Cozonac. Este pe internet, am cu dânsa legătură, nu îi răspunde, înțelegi. Dar eu ședesc pe TTI, văd că el lucrează. Și am vrut să informez pe cineva. Din Parlament nu pot să informez pe nimeni, nu vrea să răspundă. Absolut nimeni nu îi răspunde care am legătură cu dâși. Zic că am zis, poate să facem câteva cuvinte, măcar să spunem despre Iedniță, că acolo am sunat la Iedniță. Iedniță nu se răspunde nimeni absolut. Nici procuratură, erai, nici poliție. Erai membru de partid odată, la Andrei Năstase și nici el nu vrea să grăiască cum a ta. Mai chis răspunde și Andrei Năstase nu îi răspunde, de-am partidul ăsta, de-am nu știu. Eu nu știu cine de-am nu. Noi nu suntem, au fost amândoi la un loc și eu le-am spus că eu când am fost, am fost pentru platformă și am fost și pentru Andrei, amândoi, am luptat pentru deși. Andrei Năstase nu-i răspunde, Vasile Năstase nu-i răspunde, când eram în legătură Hojma, cu Jurnal TV eram în legătură Hojma, nu-i răspunde, acum nu știu, sunteți foaie de boală sau nu știu ce. Asta e întrebarea, dar șede lumea și lumea știi să jelui, șede atâta lume și chiar acum mai înainte am ședit un material despre Cornelia Cozonac, lumea se adresează că nu să iau măsuri, înțelegi, când președintele țării spune că dacă el nu s-ar implicat, doar mergea asta. Acum oamenii se jeluie. Se jeluie ca să dea în judecată pentru că, adică testează, nu prinesc la vreme informațiile astea care la contravirusul ăsta să le facă lor testații, să spui care sunt bolnași, nu sunt bolnași, dar după și de-am ei, două, trei săptămâni după și cu boala de-am încearc și lecuiește-i pe dânsă. Și e că așa și merge treaba și așa la raionul Iedniț, tot așa e și situația, înțelegi, se face. Nu sunt, n-are nimeni, nimeni grijă că acolo, oamenii ăștia vin, îi aduc și așa se învârtesc pe teritoriul acolo, îi țin și fac ei unii țin și nici o... Dar episcopul de Iedniț, șeful bisericii ortodoxe din Iedineț, am înțeles că s-a îmbolnăjit și l-a dus la Chișinău, la Toma Ciorbă. Nu l-a tratat la Iedineț. La Toma Ciorbă, dar pe altul de-am venit de la Toma Ciorbă, l-a dus că nu a dus la Chișinău, pe unul a venit de acolo, i-a dat drumul. Eu nu știu cum a fost acolo, că nu se știe, nu mai fost trezut. Și-a venit acasă și ni se pare că dacă nu a și murit el. În sat la Mata sau în altul? În alt sat aici. Raionul, el era din raionul Brișeni, că l-a adus, nu răi, dar l-a adus la noi, dar el din raionul Brișeni era. Păi da, să avem aproape 100 de morți, era, de-am. Nu era, din raionul Brișeni, înțelegi? Și nu mi-e n-are nimic grijă așa ceva, înțelegi? Deci spun că au bine, au și îmbrăcăminte, au nică, nu au nimic. E că eu am grăit ieri cu băieți care lucrează și cu fete din sat aici. Și n-au nică, nu le duce nici de astea, n-a morți de astea, nici mănușă, nici nică, înțelegi? Poate când vine cineva le mai dă ceva, dar așa nu le dă nimenică. Dar mă, ta nu ești la spital, amu, ești acasă. Eu sunt acasă, că eu vreau și eu să mă duc, dar mă tem să mă duc la spitalul ăsta de la Iedniț. N-am și mă duc și eu, n-ai duci, că ăștia niște vii numai să uite să le dai, băi, amu, dăm doctorul să uite, înțelegi și să el să uite, dacă i-ai dus ceva, să mai uite la tine, dar dacă nu i-ai dus nica, nu să mai faci nica nici aici, te dem, gata. Înțelegi, asta-i tot trebuie. Și la noi, la mine un băiat aici, nu de Mahala, înțelegi, o cicaș cu un cior, înțelegi, s-a dus sofrând un cior la dânsul. Acolo ce-a făcut, l-a dus la spital aici, asta aici și s-a uitat la dânsul. Și nu-i nică de aici, și nu îi spune că nu-i nică, băi băiete, du-te, l-a luat, l-a pus rept din gips, când vine acasă, înțelegi, s-a negrit ciorul tăt, s-a făcut, înțelegi, o crăpat și când a venit de-am și l-a dus la el, înțelegi, o, ce rept de la Chișinău trebuie să-l ducă de-am. Cangrenă, de-am trebuie tăiat piciorul. Nu știu, doctor. Ăștia sunt doctori sau nu știu. O luat omul, s-a dus, l-a dat la rânghen, o zic că nu-i nică acolo. Dar la dânsul cu tăiatul altceva, înțelege acolo. Și de omul și-a luat plătit o grămadă bani,
au venit de macas, au stat la spital, l-au dus la Chișinău ca vie să moară. Au stat sub asta, sub aparat a stat, că nu avea. Și au venit acasă, pentru că nu plătește o grămadă de bani, vin acasă și fac de lui perivească, asta îi fac să o luat aici și a venit un doctor și a făcut. Dar și nu-i făcută, puteți să-i taie ce o ruptă. Dar de biserică și ziceai că au făcut biserică în curtea spitalului de la Iedineț sau cu alte ocazii? Dar este cum și pun acolo, sunt eu încă am făcut gălăjie câțiva ani de zile în urmă, zice, și fugărit, înțelegi, pocie de acolo. Lasă să duc, ca o biserică și unii alați duc să lucreze prin păduri, cineva. Pe acolo mi-au dus, Dodon le-au dus moaștele este, le-au dus acolo. Lasă duc acolo, că trebuie să lucreze. Duc să acolo să lucreze la Zăbrișeni în păduri. Eu i-am scris și lui Dodon că l-așteaptă la Zăbrișeni acolo că au făcut plânge moașca și plânge de una, chică o pune acolo și chică lăclini, chică, nu știu, care au încredere, lasă duc acolo. Eu n-am încredere în trânș. Eu am încredere în doctor, că doctorul să lucreze. Și, dar Dodon n-are să vă recunosc, că dacă eu nu mă vrem în treaba asta, el dacă nu se vrem în treaba asta, păi aveți zic lumea ca că nu se implic președintele țării. Și președintele țării, doctor, președintele țării, Dumnezeu sau ce? Ia că s-o implicat cu... Asta sunt numai niște mincinoși îți facă, înțelegi, tăti, aiești. Chiar îmi pare rău că numai și-am sunat-o pe Cornelia, am ședit materialul ei, și lui ea ca să chini în plașa muzică, să iau că lumea să jelui, că pentru asta tot sunt oamenii care sunt la spital și asta e ideea injudicată. După ce ar și asta, asta e ideea injudicată, parlă pe președintele țării, pe cine acolo, eu nu știu care ar să ideea. Și dacă n-am o să răspund, nu îi răspund. Eu fac cu telefonul, pac și l-o închis și gata. Poate are și ea probleme, dar Dodon, ai văzut că au făcut mari eforturi, au găsit oameni de afaceri să plătească, să aducă lumină sfântă de la Ierusalim. Și aveți foc haric, și mai vreți, nu vă ajută, beța gheazmă. Domnul Oleg, eu întreabă asta cu virusul ăsta, nu s-o catat nimități să uită, să facă pentru oameni ceva, fac armament, fac tăcele, zboară la pe lună, să duc ștai unii. Dar nu se stărui nimic ca să facă, înțelegi, contra virus, să aibă doctorii, să și îi plătiți. Acum și-au făcut ei. O luat și le-au mărit la test la judecători și la procurori, le-au mărit la test liefele până la deasupra capului, așa ea să uită, dar am un doctor, dacă o rămas el are la 6-7-10.000 hectare, acolo nu știu cât are un doctor acum, a pe așa de știu, vei, dacă așa are 30.000, 40.000, dar eu și șeful este 10.000 aici. Și nu-i bine să uită, că înainte când erau la vremea rușului, erau pregătiți, băi, erau cu protivogaz, erau cu mănușă, erau cu tătul, dacă un virus ceva, gata, tătul și era. Dar mă, nimeni nu-i pregătit. Nu-ți pregătești pentru oameni, pentru nică, îi pregătesc, zici, cum de făcut, zici. O alergat Dodon repede la Ierusalim cu avionul, zici, să aducă lunini, cu ei trebuie lunini și nu avem sărnic și prinde luninile și orice. Crezi că dacă le-ar mări salariile la medici, ei n-ar mai lua mită și s-ar pregăti profesional și ar fi mai eficient sistemul medical? Da, eu cred că dacă aș și o regulă care pistet locul, dacă aș și regulă, dar și să uită. Ia că eu am de câte, pe două luni, înțelegi, când a fost dispătut întrebarea mea la Parlament, cu difileul Trinca, cu tete este, înțelegi, și-i dat la procuratură, i-am scris lui Alexandru ăsta. I-a scris Lișnă. Și ia că șed la bălți acolo, dar la bălți și cată. Niște dragi de și care au fost, am mai avut cu deja din sute și mii de scrisori, care nu au fost rezolvate, nici un răspuns nu i-a dat, măcar cât e negru să pune, spui că s-a adeverit, el iar vine să mă controleze pe mine. Și eu i-am spus că și e trei care au fost și m-au controlat până amu și am o jantă de scrisori spline tăte, că faptele nu se adeveresc. Eu am spus, da, așa, la este amu, nu știu cum e familia lui, eu sunt din nouă și am spus că aici oamenii întâi să iei să-i strâns de pui ca ăștia, să-i închizi pe dânșă, înțelegi, să-i închizi, înțelegi, să-i spui ghii, minșiuni, înțelegi, deci am vin, i-am făcut cu bani pe dânșă, dar el vine să mă mai controleze pe mine odată că eu cu asta întrebare. Am spus că nu. Dar mă, ai scris lui Stoianoglu direct, da? Și el a trimis iar la bărți. I-am scris lui Stoianoglu, procurorul, i-am scris și este întrebarea de la procurorul, i-a dat la bărți, la corupție și de la aici, de la Parlament, care a fost discutat acolo de domnul Moțpan, e tot i-a dat, e tot la corupție. Și am eu am greit cu Moțpan și el a spus, noi așteptăm răspunsul de la dânsi și dacă ei nu ar face, și facem noi o comisie de la Parlament și începem să controlăm noi și acolo. Anume despre defileu, da? Sau mafia varului.
Tot cu mafia varului și cu tot cu procese verbale false care au făcut poliția, cu ministrul de interne. Am vorbit pe data de 13 decembrie 2019 și până în prezent eu n-am răspuns de la dâns și ori sur și nu-i de răspuns. Da, acum așa că a fost șef de sectorist, a devenit șef de post. Acum dacă a devenit șef de post, are vreo 10 ani de-am șef de post și s-a furat 4.000 de cupuri de ceatră, dar până la dânsul. S-au făcut așa de 77 de milioane de lei care au fost un șerb pe materialul și ala și s-au mai furat 4.000 de cuburi de ceată și la pilot dânsul l-au făcut șef de post, l-au pus zam comisarul la Edris l-au pus. Pentru că el a lucrat tare bine. Și eu îl întreb pe Pavel Voicu, dar el ieși și îmi pune ei telefonul în nas, că el i-a dat răspuns. Băi, dacă i-a dat răspuns, arată în ei scrisoare trimite de unii i-a dat răspuns. O trecut, i-a încălcat drepturile mele. Tu nu mai ai drept să mai lucrezi ministru. Ești un ministru mincinos, domnul Pavel Voicu. Dacă ai să auzi materialul, ești un mincinos. Tamam ca ăsta, ca ministru și ala de construcție, Răducanu, Marcel Răducanu, sunt niște mincinoși ăștia care vin la conducerea țării. Sunteți parcă făcuți de pe un calu, tăți sunt făcuți. Deci de tăți trebuie și îi tragi la răspundere cu tăt cu președintele țării și cu partidul ăsta care e făcut cu Chicu, care eu ți-am spus că eu cu Chicu am vorbit încă în 2008 am vorbit cu dânsul. El era secretar de stat la Chicu, era secretar de stat la Greceanu. Dar de ce zici? Ministru. De ce zici că sunt procese verbale false și nu trebuiau amendați așa pe care i-au plâns? Dar braconii. nu mai au procese false care s-au făcut, cum am spus eu, cu zrivurile în carieră și au scris cu acolo, ca jos de pe casă, zrivuri în carieră, au crăpat scat. Am înțeles, au fost explozii și trebuiau să facă dosar penal, dar au făcut amenzi cu căzut de pe casă, da? Au făcut amenzi și au luat câte 100.000, oleg, fiecare proces fals verbal la el de costă 100.000. N-ai de unde să știi, cât costă, ce ai plătit mata sau ai filmat, ai văzut. Eu ți-am spus că așa costă aceste procese verbale. Chiar și același proces a fost omărs un băiat cu biciclet, cu mopedul, știu, femeie gravidă, se duce la grădiniță. Și acolo a făcut proces coticat de bicicletă, până nu mai înclopat, el întreabă asta, dar idem, i-a dat drumul la băiat cealaltă și a dus pe șchiotară. 5.000 de euro i-a dat, ca să-i dea drumul să duc pe șchiotară. Dar femeia 3 ani de zile, eu a jăzut acasă, că nică nu avea cu să le cuie. Dar eu am scris la Ministerul de Interne, i-a dat răspuns, domn Petrovici, să-ți dea răspuns poliția din Iedeț. Ia ca-s 4 ani de zile, nici un răspuns nică, ori 5 dacă nu și mai mult. Și nu dau nici un răspuns nică. Bani în buzunar și-i tac. Eu de atâta grăiesc și las să vii la fața locului, că eu nu mă tem. Cu narcotică și aia socoteală. Narcotică scrie că o ticat mașina pe ședin și tu te înțelegi și asta, ole. Și el am uși șef, a venit zam comisar, înțelegi, băieță de la Iediță, mă sună, domn Petrovici, ai grăit cu ministru, știm că ai grăit. Dă-i întrebare, așa trebuie să facă. Și l-a pus vicecomisar, l-a pus colesnic Victor Vasilevici, l-a pus comisar, zici. Dacă a fost comisar rusul Alexandru, așa l-a fugit, s-a dus la pensie el. Dar ei se implica stăți, că ei tăsrem și trași la răspunde. Ai văzut pe internet, am pus o groapă de var care nu era în Imăruia. Undeva 500-600.000 costa groapa și ești. Urmă s-a aflat că groapa a transmis-o la poliție. Cui a transmis-o? Colesnic? Eu transmis-o la comisarul, că atunci când eu am făcut materialul și ăla, am prăpădit și așa 1.600 de lei, care ți-am povestit eu mai demult, comisarul am la Școtan și nu știa cu ei groapa așa. Dar eu am fost pregătit pentru poliție. Și iată așa, eu nu mă tem, eu las-mi la față locul, că mai am avut... Dar în ce sens pregătit pentru poliție? În ce sens pregătit pentru poliție? Ca să ardă piatră, să facă var și banii ce să-i dea mită la poliție? Sau în ce sens? Da, băi, cu tetul luat, ordicat, rochele ordicat, cu tetul și le-a dus, înțelegi? Ei dau aici, aici ne-au dat groapa de vară, mult la urmă, ce spun? Procurorul ăsta care a fost... cum îi fai mine, noi, muș? Care a fost și am arestat mai cum e familia lui la Procuratura Generală. Ce am arestat de groapa de var și nu era niciun document, nu era nică, vagon de lemn, nu era nică. Și când ieși, am spus, domn Petrovici, am să-i chem la Chișinău și am să-i aduc document, tot ce a făcut.
La două, trei zile gata, au eliberat și varul, au eliberat tetanus, nu știu până în prezent unii groapă de var, care eu am dat la 112 și nu știu găsit-o. Nici poliția, nici procuratura până în prezent, varul a dispărut în zile și noi. Dar omul care cu varul era psihotar, și trei luni de zile a venit. Da, și noi am fost acolo și am chemat poliția și o prins în flagrant și a stat mașina ulea care a stat la Iedineț și după ce e gata, dar nu nimic. A stat mult, a stat vreo două, trei săptămâni, a stat acolo, a stat cloșat și nimic. O stat mașina, a arestat, roșat cu tot cu cheat. Și când s-a spus, când s-a dus cheatra, nu-i de acolo, nu știu ce a făcut, ei au făcut procurorul. Și am avut procurorul și de-am spus, sunt amândoi, și struga Ion, și struga Volodia, au mai rămas, mai este acolo toți încă doi care joacă rolul, prin, joacă, înțelegi, ca așa, ca papagalul, repet și eu, papagal, spune și alt papagal. Așa lucrează procuratorul la Iedriță. Eu nu mă tem, lasă vii, că am schemat, puteți, dar ei nu vin. Dacă am făcut materialul cu, când a fost comisarul la Iedriț, am făcut material pe internet, asta cu televizie, de la Bălț a fost, au fost oameni acolo, au fost, când m-a putea scoate de la voi cu voi ăsta, că eu de-a noi, avem vreo 30 minute de el și mama ta ești, mai sunt niște care vreau să ascult. Și ea că nu-i materialul, nici nu l-a pus pe internet, nu-i pus nici, nici pe televizie, nici știm, nici nu-i găsesc unii materialul și ala. Dar el îi spunea nici că eu sunt om cu opăt, nu-i, că Tanasă nu a făcut nică, că așa ei nu a făcut nică. Și ea că el, da, el a făcut tătă, zici. Eu l-am întrebat câți morți are mușteam, câți călișii țari și câți avări are. Ce faci el? Că el e cu opăt. El are opăt, 20 de ani are. Are opăt pentru de a strânge bani, numai atât au. Aici din poliție, din procuratură, numai de asta au zbun. Mai mult o nică. N-am încredere în nimeni, zici. Nu mai am încredere, nici în pot, nici în nimeni. În unul Dumnezeu am, că este scris negru pe alb. Eu am făcut, eu am împărțit apele, eu am dat pâine la oameni, am dat roade și bine să le mănânci și să le pot găsească, să le folosească. Dar de sfințit, le-a sfințit Dumnezeu, a dat pe totdeauna, nu are drept pe nimeni papagalii ăștia să margă, că el sfințește. Nu sfințește nici unul. Absolut nică, și nu mai emblemă, zici. Eu am citit Biblia. Eu am citit Biblia de la început și până la gătit. Eu știu și scrie. Și mai am generalii ăștia care se duc și se roagă și îi pupă poala popii. E rușine mare, înțelegi, care șed acolo și se duc niște. Sunt oameni învățați. Lasă ei în Biblie să încetească de la început și ai să vezi și spune. Măcar că eu am să rămân așa, dar Biblia ți-a spus, spune. Clar îi spus, înțelegi, n-ar șimbla. Fiecare om poate să și are rugăciunea în partea lui, în casa lui, în cornul lui, acolo, gata. Dar ăștia și fac numai să îmbogățesc. Ia măi, cum să-și iei tu de la conducerea țării să-ți dea ție, dar cât bani au vrut în poliția, în procura asta, în pochii ăștia, amu? Câte milioane au dat? Pentru ăștia care îi sărași vai de capul lor, le-au dat câte 80-30 de rubli, le-au mărit la pensii și mai mult nu le-au dat nică. Și șepsul de lei nici nu le-au dat, care le-au abișit oamenilor care să-l boteze, să-l pui și nimeni. Nu a dat la nimeni, nici o capeică nică, dar oameni, dar pentru pochii a povărât cu milioane și le-au dat acolo. Ia ca sărașii zvei, că nu tot merge la țântărie, mă înțelegi, și strângă colaj, înțelegi, duc și hrănesc porci acasă și duc și-i tai și-i vând la magazin, înțelegi. Eu am la mine în sat un popă. O crescut pochi, înțelegi, cu colaj. Mai strângești, mai duce la un spital undeva, dar mă nu duce. O strâns acasă și crește porci și duce și carne o da la iedniță, la magazin și vindeau carne acolo, înțelegi. Și alții așa mâncau. Și vezi asta carne și e făcută bună, că e făcută numai cu colaj. Și așa merge bun, carnea asta e moale, e tot, înțelegi? Și ea ca și ei sărașii au păgubit. Ei au păgubit cu asta, că nu-i controlează, nu-i niciun control nică. Eu știu că asta și fac ei. Dar de-am ei nu mai pot, nu, nici nu pot să-i sufră, înțelegi? Nici n-ai cu nimeni. Și la noi dacă iese unul, ei îmi pare rău, atâtea partide și așa nu poți de ei jos, criminalii ăștia că șed la conducere. Și sunteți criminali care la conducere. S-a spus cu Chicu din 2008 și nu ți-am găsit până la urmă. Cu Chicu 2008, atunci și eu după ce am stat de vorbă, dat cu dânsul, cum am stat și îi spun lui, dar și domn Petroș vrea să-i pui test la zid. Și așa am făcut articol în ziarul, Flux Ancheta, la Sălcate, din 2008. Și eu i-am spus, domnul Chicu, mă ta mai prăiți și să-mi dai așa întrebări, zic, bun, eu m-am dus la jurnalist și le-am spus tot materialul, tot cum m-a primit și am făcut articol. Dar el am o vine și îi spune, am o fac cu dânsul altul, știi, în țară, îi fac. Când au venit și au mărit biletele la,
la pasageri. I-am spus, băi, du-te în și controlează autogările, tăi, controlează mașinile, controlează unde se duc banii. Unde se duc banii, tu îndată, îndăți că eu știu unde se duc banii. Prin casă nu merg. Mașinile nu, care măcară, ca o stăți de la bandiții ăștia, de la guvernare, tăi mașinile lor sau lor. Ei s-au mărit, o juchesc țăranii, au mărit prețul la benzină și la dânși. Pentru dânsul merge, dar pe țăran tot îl juchește, înțelegi. Și el și eu, nici nu vrea să grăiască la telefon, nică, el e carole, înțelegi, când l-a pus, el e prim-ministru. El știa da ordine, știa fura ghinii, s-a legat pe o bandă și gata. Dar la ministrul economiei i-am sunat și la așa le-am spus, băi, și pășeți voi, băi, băi, controlați unde că eu știu că am două procese verbale pe Brișeni, pe ATB 9. Am două, eu vin de la Chișinău, vin până acasă, dau 100 de lei, plătesc și nu-mi dă nici un bilet nică, nu-mi dă o călătorie nică. Pe drum merge și el cu telefonul la mână, la urechi și tot trei. Ies cineva pe drum, nu-i nimic. Mână, prin autogări intră, se duce și de 10 lei la aceea la casă și de la casă și așa la o prinestă, el mai e, dacă mai e pasajer cu așa în șesă și încarcă mașina pe drum cu pasajer și vine acasă, nu dă la nimeni bilete, înțelegi. Și ia că acum, inau, nu le ajunge, la test le ajunge. Eu le-am spus, când sun la NATO, la asta, ANTA este comisia asta care transport. Eu le-am sunat, când a doua zi îmi spune, domn Petroș, băi, nu trebuie să te duci la Brișeni să controlezi mașinile. Mașinile trebuie care la Brișeni vin în gară, vezi de care sunt pentru călători, poftim, dă-i drumul, care nu sunt pentru călători, ei luat documentele, bună ziua, la revedere, ai făcut mașina, nu dă el, îi dă drumul, 6 luni, el a face mașina, da, 6 luni, el a mai mulți țărani, ăștia ghine, și dă-i bun și dă-i mașina. Eu le-am zis, și da, mâine am simt la neta, domn Petroș, și am simt la mata, eu luat un telefon, și când am mult sunt de el, numai eu sunt de el, faci, leap, pune înapoi trupca, nu-ți răspunde nici unul. Chiteți-ți legați. La ANTA le-au dat mașini nouă-nouță, la poliție le-au cumpărat un mașini nouă-nouță, ca băieți să aibă și în lanță, înțelegi? Și el, dacă chiar nu m-a luat oprit, nici unul întreabă nică, așa, dar chiar îi pune. Suta, două, cât îi pune acolo fiecare și sunt altele mașini și nu le controlează. Altele sunt mașini galbene, altele sunt mașini și ești tu, dacă ai să mai controlezi, mâine să ieși din lucru și nu ai să mai lucrezi mai mult. E că la noi așa se face. Lasă-i să mă întreb Petroș, Petroș ce are opă de lucru, pot să lucrez, că eu am lucrat de la teleatic și până deasupra, înțelegi, la minister, înțelegi. Eu am fost, înțelegi, la teț am fost. Am fost la Smirnov la audiență, am fost la Șobanu Ivan, Ion, procurorul Republicii, înțelegi, când îi spune procurorul Republicii, i-a spus, Petrovi, știi, legat cu miliția și procuratura, și v-ai scos tema la capă. Da, domnule procuror. Dar el a spus, ce-a putut aduce știri, eu încă zic, lui zic, mă ta trebuie dus la casa din nebuni. Dar eu am zis, bun, mulțumesc, eu mă dau jos în eu rămas bun cu familia și, dar nu era nimeni. Și eu nu am rămas bun, zic, și mă duc de el și du-te, dar vine înapoi, că eu cu mea ta am să mă clarific. Și m-a dus la port și am scris, și două săptămâni, scrisori și cuvintele mele, am ajuns cu la Moscova, în toate părțile, înțelegi. Și poate nu e tu, tăta, eu, dacă eu, dar domnul Ion Jobanu, care mă aude, înțelegi, dacă mai este în viață, el, ori nu e în viață, și cu domnul Oloi, zamul lui, înțelegi, când ei mă spăr eu pe mine ca să mă ducă la Costiujeni, la casa din nebuni, înțelegi, și eu am venit și am venit acasă și fiți două săptămâni, domnul procuror nu mai era la fața locului, el mai avea și altele chestiuni. Și șef, eu am fost îmbrat la aceia persoane și eu am trecut, Oleg, eu am trecut și eu știu, puteți să mă aștept amunt să vedem și măsuri ar să iei. Dacă eu am sute de întrebări la corupții numai, care nu s-a diverit măcar la una cât e negru sub unghi să spui ceva că este adevărat, înțeleg? Și sunteți hoți și bandiți la guvernare. Mai am încredere eu în corupție, ori în procuratură. Eu am scris lui procurorul Isnou să vedem și are. Și pe urmă, am să merg la așa cum mă aveți pe mine eu cu cioarele mele, am să merg la Chișinău și am să iau de la parlament, la guvern și mergem la domnul procuror, înțeleg, să ne clarificăm, înțeleg, să vedem. Că două groți, patru, aici la băiat care are vreo 6 groți de var, și așa făcut de mari, de un milion, eu îți dau garantic, groți și de var, care aici are, care îți dau acum ultimele zile, are 6 groți făcuți și făcuți pe familii, feluri de familii, pe Ivanov, Petrov, Sidru, ca să nu iei, să nu bată la ochi asta, comisarul l-a învățat pe șala așa să scrie, pe mafiozul șala. Și alt mafios, iar așa și are. Dar pe el și scrie ceva oficial? Și el scrie vreun document, ceva oficial? Că eu cred că interzis arderea de piatră, nu?
arderea varului este interzis. Și extragerea calcarului din defileu interzis, că area e protejată. Da, totul este interzis, dar ei merg și îi fac proces. Fiecare proces verbal, el îi dă lui amendă de 1500. 1500 el plătește în jumătate 700 de lei. Am înțeles. Deci dacă vine și îi prinde, apoi îi scrie amendă pe altcineva. Tot pe altcineva, ca să nu fie aceeași persoană, ca să nu fie recidivă și să deschidă dosar penal. Ca să tot aceeași persoană. Dar eu am documente făcute aici și o persoană, să vezi persoană în bine. Nu am lucrat de pe băncile școlii, ieșit, până în prezent nu s-a ocupat numai cu ardele vara. Are milioane. Și stăt locul are cumpărat. Pe la Chișinău s-a luat un Mercedes de 50.000 de euro, s-a luat o casă în Iediță, are pe la Chișinău, are pe stăt locul. Aici ala eu aferistă, zici. Am un șeu făcut. Groapa de vară a dispărut, care îți spun de sute de un milion deodată. Apoi aici a dat Uglea Mihai de la Chișinău, care ți-a spus ultimul, care a făcut aici care cu lemnile. Și el, și atât zici, eu aștept să vedem domnul Uglea. O fost cu mine, sunt ei, nii rezultat, unii scrotele cumva, unii groapă de vară de un milion. Și eu l-am așteptat să vii la fața locului, tot cu procuratură, tăța lor aici. Procuratura investigației și urmărirea lor acolo, eu știu, și economic. Și este acolo, este Uglea, este Nechita, este Ghinadi Pârlii, aici care s-a ocupat cu mine și atâția ani de zile. Harujin a îngrăit cu Harujin, am fost la audiență, Harujin a spus, domn Petrovici, eu am îngrăit cu Matan, le-am dat ordin să duc sclarifici. Și cât am vorbit, ca cu Harujin să vorbim cu șef și să vezi de câte ori eu l-am sunat, îi răspunea Hoșma la telefon și apoi el a spus să-ți facă, dacă nu-ți facă, dar eu și-ți fac. Să mă duc eu și un procuror general, și eu pot să lucrez. Și ministrul de interne pot să lucrez, că a lucrat de ca 10 ani de zi, lucrez cu deși, fără grijă, că nu e rușine. Eu mai gine aș lucra decât deși. Eu și în procuratură generală și mai bun procuror, dacă Alexandru nu se ocupă, păi vai de chelea lui. Eu îți spun, așa eu nu vreau, eu trebuie și să lucrez în zi. Eu să ajung eu acasă, sunt două bețe și eu n-am pișot, dacă am pentru mine, pentru gospodărea mie, vă 3.000 de rubli care eu îi strâng din zi în zi, câte o leacă, poate zic, băi, zic, nu mă duc, dar vreau să văd rezultatul la întrebările mele care eu le scriu de atâția ani de zile. Eu am 40 de ani de zile de când eu rup corupția și eu vreau să văd la MUP rezultatul. Ia că asta a fost întrebarea mea și aștept de la domnii aici. Mulțumesc! Mulțumesc mai și eu! Mai de cuvintele astea poate le-au zile măcar și cineva, mă, că e timpul că iese la lucru. România a lucrat zilele astea și poliția și procuratura, dar noi sistem sunt de ei virus și deși. Nu te teme, că la ești de oameni, virusul nu ajunge. Nu ajunge virusul la deși. Noi țăranii suferim, dar ei nu suferesc. Vai de capul lor, cât de greu trăiesc. Când ajunge 10.000, cu 10 ajunge, odată ștrafurile astea, de ștrafuri am vrut să spun. Omărit ștrafurile astea acum. Tu știi amenzi. Și de bani fapt, cu ștrafurile astea. Amenzile astea. Știa și de bădărit fac. Scoate mă, ia ca să spun, am prins mașina cu vară, am prins-o la Brișeni. Am prins mașina cu vară la Brișeni, din Târnova, mașina de cu Ierabu. Aveau bus, de-am îngrit cu Valentin pe urmă. Era într-o parte busul care era încărcat cu var, dar el cu mașina și ei mățică brăștie, și apă, morcui și varul cu asta. Și eu amendat, la amândoi le-au făcut și 22.000, le-au făcut amendă, dar nu știu, că sunt la poliție și nu-i răspunde la Brișeni, vreau să știu, au făcut amendă, ori au luat bani. Eu vreau să vedem materialele. Și am să-i trag, să vedem materialele, 22.000, 42.000 la doi oameni le-au făcut. Pentru încălcare ordonanțelor militare. Așa că tot cu virus, tot ce aștept să ești cu domnul primar de la Trinca, aștept cum o tăiet copaști. El n-are documente absolut de la nimic. Eu am făcut legătură cu ecologia de la Bălți, care dă voie de a tăie copaci. Și mi-a spus domn Petrovici, în 2019, noi le-am dat voie și au făcut acolo curățenii pe teritoriul spitalului. Dar stai copaci, nu am dat voie. Dar am în 2020 o tăiat 15 copaci, o stricat gardul. Uite la emisiune și ei care am făcut-o cam două oare. Am arătat cum era spitalul în 2008 și cum e spitalul în ziua de astăzi. Și s-a dus cu o găsit 100.000, o stricat primarul și gardul stricat din nou și s-a făcut acolo fașii cum era el, cum știe el și nu știe nimic. Nici nu-l caută nimeni, nici nu se uită nimic. El are legătură
cu Partidul Democrat, cu Partidul de la Guvernare, el nu steme. A fost o furat bănjile, nu steme. O umblat cu narcotica copiii, nu steme, că eu scăpat. Și între ei e pas, eu răspund din fața asta, eu grăiesc. Și lasă-mi ei și să răspundă și procuratura din Iediță. Conchis dosarele pentru 5.000 de euro, clopesc cu narcotică. Eu am științat narcotica și comisarul din Iediță a primit medalie. Cine a primit Petroși medalie? Eu am științat, înțelegi? Toate științarele care le-am făcut eu și la ecologie, și la poliție, toate sunt făcute de mine. Că de la Ministerul Agriculturii îmi dă răspuns unul, Galușcă este, el a fost la Trinca aici. Și domn Petroș, mă ta spui că nu-i nicăda, iau și spune-ți la Iediț. Aici la Iediț șede și doarme și e bani, înțelegi, da? Eu l-am făcut cu bani. Dar el șede, auzi, și așteaptă signalurile. Petrovic le-a făcut toate signalurile, cât și la poliție, cât și la ecologie, numai pe mine, toate le-a făcut, înțelegi, așa și este. Așa da, că am ți-o și dat, ți-o și dat un orden, nu, curărare de la Inspecție Ecologică. Băi, atâta, în viața mea atât am câștigat, întregi de 40 de ani, aici de am câștigat de la curărare, ne-au dat medale și ei care nu costă, că nici 20 de capeici, ne-au spus că am zis că poate da, auzi, eu am tras de de zic că poate da o pticiocă la sănătorii, să mă duc cu nevastă mai și să mă odinesc. Dar și aici, iai, medalia matale nu costă nici gine, bre, eu am scos la suprafață milioane de lei care s-au furat de acolo, s-au distrus, i-am pus viața în pericol, am pus tot. Zic, eu atunci am putut să fac, dar amu, eu n-am nică, nici o putere n-am nică, n-am dreptul nică, la medalie și ei n-am nică. Eu îl mulțumesc lui domnul Curărar, care a avut o putere, măcar cu asta nu am zis, dar poliția și procuratura. Poliția și procuratura. El mai bine, Curărarea acela, mai bine intervenie cât a avut mandat nu știu câți ani, să oprească mafia varului din defileul Trinca, nu să-ți dea medalia aceea și să-ți astupi gura. Iar eu când m-am dus cu camera acolo, tot cu niște oameni de la Iedineț, pădurari care spuneau că stai pădurile, m-au agresat față de ei, mi-au luat camera, mi-au șters înregistrările și poliția nu i-a făcut nimic. Deci lasă-l nu mai lăuda pe Curărar, că putea să facă mai mult în funcție aceea, nu să-ți astupi gura cu medalia. Ei, auzi, eu numai pentru medalia aceea că a fost niodată, zic atât, atladești. Dar de la poliție și la ăștia nu ne-au făcut, încă ăștia de la poliție ți-a spus că m-au juchit de 1800, de 1600 de lei și încă mă băjicuresc, înțelegi? Asta cu ajutorul că a fost aici, că când l-am pus pe rusul, ei au dat alt material în sfârșit. Bun, mulțumesc. Aia, comisarul, fost comisar de la el, să mai faci, ăsta, păi lasă-i să știi, mă zici, Petrović, cât am mai trăit, dar vreau să văd rezultatul până la urmă. Că nu mă tem, dintr-o amenințările lor, lasă fiii să răspundă în fața legii, că ei nu răspund. A venit am un comisar la Iediț, ăsta, mă tem că eu nu știu, e rușine să-i spun eu, șede și tremură, zici, că morsul e general. Eu nu mă tem de generalul lor. Auzi? Eu nu mă tem, că eu am general, înțelegi? Băi, cum e familia, am uitat la Academie de Poliție, că eu îi întreb pe tăți, înțelegi? Și nimeni mai vă învățat pe voi la... Și care Academie de Poliție vă învață, băi, de Republica Moldova, de Rusia, de România? Spuneți minșiuni, mai să faceți procesul verbal, atâtea, băi. Cine vă învățat? Lasă de ei un academician. Lasă de ei un răspuns de cine îi învață, înțelegi, pe dânși. Și asta e, tot. Că este unul... Băi, am uitat, dar să-i aduc aminte, să spun altdată, asta dacă nu... Este un poliție, a fost el la Academie, predel la Academie de Poliție, care puteți, băieți care intră în școală acolo, puteți trec prin buzunarele lui, prin academici, prin trânsul. Și el are toate neamul lui. Asta s-a discutat cu Andrei Nastase, la Vasile Nastase, mă tine, la lui, la 60 de minute, generalul și-a la toate rudele lui, spus pe la locuri înalte, pe la vâme, pe drag, știi, pe unii, și asta este care la Iediță, comisarea MOP, eu nepota lui. E venit, e pus aici și el tot are legătură. Și el trebuie să aibă, că eu i-am spus, eu nu m-am adunat de dânsul, dar el tot trebuie să aibă. Procurorul ăsta, comisarul ăsta care e pus acum, el are și el acolo legătură. Dacă el nu vrea să o ocupe, dar așteptăm să dăm de luni. De-am eu de luni am spus că iese la lucru și apoi eu am să ies cu procurorul din Iediță, am unul venit de la la închisori, nu știu, pe o stat, el a fost procuror pe la închisori, nu știu. Și a venit și l-a schimbat aici pe vă trei care îi deam la Iediță, trei procurori îți duși pe cale, de tot ochii trebuie și ei închiși. Unul l-a închis, dar doi încă nu știu, să
trebuie să se închidă. Și încă mai am doi care încă lucrează. Doi încă lucrează și trebuie și în procuratura din ele stăți. Și eu i-am chemat și i-am spus, mai este procuror. Eu îți spun că mai am încredere în tine, zi-am procuror. Dar mai mult am încredere în absolut nimic. Și discutăm un material care vreau să-l discut, să-l dovedesc la aici cu materialele false, înțelegi, care trebuie și ștruga 1 și ștruga 2 și aici trebuie și acolo, în materialul ăsta, și în rușnii și la mână, cum am străgat eu la bălță judecată, că aici de procuror de la el este pus la tăți, în rușnii și duci la Dubală. Bun. Bun. Oleg, dă-i bătaie, eu nu vreau să vii, eu să-i vedem ce fac. Hai. Da. La revedere. Eu aștept materialul și aștept și o comisie să vie, nu să șadă, înțelegi, dar să vie să iei să lucreze. Bun, o să vie cu popa să vie. Fășe de la Iediț, poate auze aici la Iediț, poate scoate pocie, că eu mă asta de la Iediț, să steți auzi, am un președinte raionul, comisar a fost în poliție. A fost altul care la, pentru guvern, așa la tot poliție, tăți pe poliție lucrat, tăți niște hoți, înțelegi, care au lucrat pe tăți, spus și acolo și guvernarea raionului Iediții, tăți din poliție. Polițiști, tăți, eu n-am nevoie, eu am Constituția cu mine, nu am încălcat Constituția, nu am încălcat legea, nu am furat bani de la nimeni, nu am mâncat pâine de măruia, nu am luat la nimeni o capenică și le spun succes bun la ciurma, tăți și care o luat. Hai! Noroc! Mulțumesc!